devină o societate mare, evident având aceeași bază, și anume societățile Consiliului Local, dar, încă o dată, este o analiză și o propunere, tocmai mergând în ideea dezbaterilor de astăzi, și anume că nu vreau să pun Consiliul în fața faptului împlinit, să mă rog, cu 5 zile înainte să fie ordinea de zi, ci pe o dezbatere foarte serioasă, încercăm ca săptămâna viitoare fiecare grup de consilieri din Consiliul Local să vină să discute și să-și expună punctul de vedere vis-a-vis de această situație. Cred că este o eficientizare a banului public, o monitorizare mult mai atentă și lucrul ăsta ar ajuta foarte mult în contextul în care știm cu toții care este situația bugetară. V-ați gândit cumva că un capital social mai mare prin fuziunea celor două societăți va permite ca o dezvoltare și inclusiv reabilitarea Nu, m-am gândit pur clădirilor? și simplu la faptul că noi discutăm despre o eficientizare a cheltuielii banului public, despre modul în care lucrul ăsta se poate face, despre varianta juridică care este în analiză, și vreau să fiu foarte clar, este o propunere cu care executivul vine și pe care o discută cu cei care decid, în speță cu consilierii locali. Nu mă interesează că sunt majoritari sau nu, mă interesează că sunt oameni trimiși în Consiliul Local de către ploieșteni și care trebuie să-și expună punctul de vedere vis-a-vis de lucrul ăsta. Eu spun că vom ajunge la o eficientizare, este propunerea mea, nu înseamnă că e bătută în cuie, nu înseamnă că e luată vreo decizie, ci pur și simplu este vorba de o dezbatere pe această temă.